Oamenii află foarte devreme care este rațiunea lor de a trăi. Tocmai posibilitatea să-ți împlinești un vis face viața interesantă. Nu uita să mergi până la capătul legendei tale personale, căutându-ți fericirea. Mi-am făcut bagajul și-am plecat departe. De probleme, de gânduri, nu mă uit în spate. Am plecat în lume, e pe bune să-mi urmez visul, să ajung pe cea mai înaltă culme. Sunt liber și fac tot ce simt, am un drum de parcurs, visez la el de mic. Nimic nu mă oprește să nu-ți pare rău, vei ajunge să fii mândru de copilul tău. Am avut un vis care s-a deplinit, am avut speranța care mi-a vorbit. Am avut puteri ca să mă ridic, chiar dacă îmi e greu, eu mă simt bine, cum va fi bine. Primesc iubire și am parte de zile senine. Bine, cum va fi bine. Merg înainte, fără oprire, căutător de fericire. Deseori apare întrebarea, vrei să fii bogat? Te întreb de fapt cu adevărat ce vreau să întreb exact. Când discutăm de fericire și mă pun pe măsurat, ar fi păcat să fie bine doar că mergi la bancomat. Doar atunci când ai de aruncat, doar atunci când ai luat, ești ușor de cumpărat. Cred că e timpul de schimbare, să devii mai elevat, să înveți să prețuiești ce-i mai greu de facturat. Eu mă simt bine, cum va fi bine. Când dau iubire, primesc iubire și am parte de zile senine. Bine, cum va fi bine. Înainte, fără oprire, căutător de fericire. Caut în stânga, caut în dreapta, așa m-am învățat mama și tata. Să nu mă iau cu una cu alta, să nu mă mulțumesc cu lucruri de-a gata. Caut în stânga, caut în dreapta, așa m-am învățat mama și tata. Să nu mă iau cu una cu alta, să nu mă mulțumesc cu lucruri de-a gata. Bine, cum va fi bine. Când dau iubire, primesc iubire și am parte de zile senine. Bine, cum va fi bine. Merg înainte, fără oprire, căutător de fericire. Bine, cum va fi bine. Când dau iubire, primesc iubire și am parte de zile senine. Bine, cum va fi bine. Fără oprire, căutător de fericire. Totul este posibil și oamenii nu se tem să viseze la tot ce le-ar plăcea să facă în viață. Sufletul lumii se hrănește cu fericirea oamenilor. Când tu vrei ceva cu adevărat, tot universul conspiră la realizarea dorinței tale.